Lasă-mi, bă, cum ești prin spate. Nu, e chinuit pe acolo. Nu, ești? Nu, eu ies. Bine, acum aștept să adăugați în dungă, dungă continuă. N-ai avea voie să iei, da? Că mergi. Nu se șofeze așa bun ca românică. Au șosele prea bune, au legi prea clar. Dar eu nu sunt atât. Vine cealaltă în spate? Lasă-mă. Mai proști șoferi a Europei au cele mai bune șofsele și din cauza asta sunt cei mai buni nemți și sunt cunoscuți de toată lumea. Italienii sunt cei mai pasionați cu automobilul, fiindcă au o țară cu cele mai multe serpentine, trasee super ca lumea, peisaje pentru mașini și motorete, e raiul. Italia este raiul lor. Uite și tu peisajul, este peisaj, ceva de vis. Visul, visul, să ieși în Elveția, poți să alegi sute de kilometri și nu găsești așa ceva, așa de concentrat, așa de... Au și două, trei pasaje de asta și restul sunt tunele, strângi golașe, mai ce e aici. Italia. Aici o poză, ceva? Nu, mă, nu? Facem toată ziua acolo. Asta de pietro aia. Sunt pase, era... Maile, canioane. Mai ceva ca maile, canioane. Aici sunt totul pe o singură... Imagine, ai tot 7 forme diferite de relief. Și de anul timpul și... singura privire. Și pe data asta, în Italia, poate tot. Mai facem o pauză intermediară pentru răcit sabuți. Aia, tehnica. 3.000 ture, într-a treia, ce dracu să fac? Să fac într-a doua, a trei la 10 secunde. Acum se desprinde glazura și...